zilele libere ale românilor sunt numărate. Pe listă au rămas doar câteva. Mulți români așteaptă cu nerăbdare următoarea mini-vacanță, zilele libere în care să se relaxeze, în care să fugă puțin de grijile cotidiene. O astfel de perioadă tocmai a trecut, cu ocazia sărbătoririi a dormirii Maicii Domnului de pe 14 august. Atunci, românii au avut patru zile libere, ca ce această zi a picat într-o marți și s-a realizat punte cu ziua de luni. Vestea proastă pentru români vine acum, căci până la următoarea minivacanță mai durează ceva timp, se poate să câpune că câteva luni bune. Potrivit codului muncii, următoarea minivacanță va pica spre sfârșitul anului, odată cu ziua de 30 noiembrie când românii celebrează ziua Sfântului Andrei, ocrotitorul românilor, iar chiar ziua următoare, pe ziua de 1 decembrie, este zi mare. În prima zi de iarnă calendaristică se sărbătorește Marea Unirea, ziua națională a țării și este liberă prin lege. Codul muncii prevede în articolul 139 cele 15 zile libere în care nu se lucrează în România, dintre care anul acesta au mai rămas 4 zile libere. 1 ianuarie, duminică, anul nou. 2 ianuarie, luni, a doua zi după anul nou. 24 ianuarie, marți, ziua Unirii Principatelor României. 14 aprilie, vineri, vinerea mare. 16 aprilie, Duminică, Paște Ortodox. 17 aprilie, luni, a doua zi de Paște Ortodox. 1 mai, luni, ziua muncii. 1 iunie, joi, ziua copilului. 4 iunie, Duminică, Rusalii. 5 iunie, a doua zi de Rusalii. 15 august, marți, adormirea Maicii Domnului. 30 noiembrie, joi, Sfântul Andrei. 1 decembrie, vineri, ziua Marii Uniri. 25 decembrie, luni Crăciunul. 26 decembrie, marți, a doua zi de Crăciun. Ce spune legea despre zilele libere? Codul muncii a fost modificat în 2022 prin intermediul unei legi care a stabilit faptul că zilele libere acordate de către stat cu ocazia sărbătorilor Pascale și de Rusalii să se recuperează de către salariații din țara noastră, cei care primesc zile libere de la locul de muncă și cu ocazia sărbătorilor ortodoxe și a celor catolice, potrivit observator Neus RO. Art. 139. Alineatul 2. Acordarea zilelor libere se face de către angajator. 21. Pentru salariații care aparțin de un cult religios legal, creștin, zilele libere pentru vinerea mare, ultima zi de vineri înaintea Paștelui, prima si a doua zi de Paști, prima si a doua zi de Rusalii se acorda în funcție de data la care sunt celebrate de acel cult. 3. Zilele libere stabilite potrivit alin. 1. Pentru persoanele aparținând cultelor religioase legale, altele decât cele creștine, se acordă de către angajator în alte zile decât zilele de sărbătoare legală stabilite potrivit legii sau de concediu de odihnă anual. 31. Salariații care au beneficiat de zilele libere pentru Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea pastelui, prima și a doua zi de Paști, prima și a doua zi de Rusalii, atât la datele stabilite pentru cultul religios legal creștin de care aparțin, cât și pentru alt cult creștin. Vor recupera zilele libere suplimentare pe baza unui program stabilit de angajator. Așadar, dacă faci parte dintr-un cult religios legal în România, altul decât cel creștin, te bucuri de două zile libere legale pentru fiecare dintre cele trei sărbători religioase anuale. Mai exact, ai dreptul la zile libere pe care le au și ortodoxii, dar și la alte două zile pentru fiecare dintre cele trei sărbători religioase anuale specifice cultului tău. În cazul în care angajatorul oferă zile libere doar pentru un singur cult religios, nu se mai pune problema recuperării liberelor dublate. Dacă te numeri însă printre angajații care lucrează în unitățile sanitare, în unitățile de alimentație publică sau activitatea ta nu poate fi întreruptă din cauza specificului jobului, procesului de producție, specificului activității, atunci angajatorul este obligat să compenseze zilele lucrate de rusali cu zile libere în următoarele 30 de zile, potrivit prevederilor din codul muncii. De asemenea, în cazul în care, din motive justificate, în compania în care lucrezi nu se acordă acele zile libere legale prevăzute mai sus în calendar, atunci beneficiezi pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală de un sport ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bază. Foarte important, prin contractul colectiv de muncă pot fi stabilite și alte zile libere, în urma negocierilor între angajatori și salariați, reprezentanții salariaților. De aceea este bine să te informezi despre ele încă din momentul în care semnezi actele cu angajatorul.